Pia Păpădia și Botoșeii Furați. Este o zi frumoasă pe pașiștea înflorită. Razele soarelui mângâie petalele multicolore ale florilor de pe câmp, care se leagănă în vânt. Bondarii uriași zumzăie și fluturii colorați zboară printre lujeri. Undeva jos pe pajiște se aude un chiot voios, urmat de chicoteli, hohote de râs și uralele unor voci subțirele. Deodată, o bilă verde de mușchi șuieră prin aer și ratează la o aripă distanță o pânză de păianjen. Ce ghinion! Încă o dată! Strigă cineva. Este Pia Păpădia care se joacă cu mingea împreună cu prietenele ei. Data viitoare sigur ai să marchezi! Își încurajează Buburuza Lucia prietena. Furnicuța Sorina și Albinuța Bela o aprobă. Iute ca bătaia aripilor, Pia se ridică în aer ca să ia mingea, dar nu vede nicăieri mingiuța verde de mușchi. Unde o fi ajuns? În spatele unei gâlbenele, Pia descoperă o creatură târătoare cam ciudată. Arată ca o omidă lungă și neagră, însă are picioare, atât de multe încât Pia nici măcar nu le poate număra. În două dintre ele ține mingea. Pia zboară deasupra ei curioasă. Salut! Eu sunt Pia, tu cine ești? Întreabă ea prietenoasă. Domnul Teodor Ieronim Cunigund Adalbert de Pantofescu, răspunde străinul. Ai un nume lung, nu glumă! Exclamă uimită Pia. Sunt Miriapod. Am foarte multe picioare, la fel și nume. Aceasta este o tradiție printre noi, artropodele. Dar poți să-mi spui domnul Teo. Super! Vrei să te joci cu noi, domnule Teo? Îl întreabă Pia. Miriapodul ezită, apoi clătină trist din cap. Mai bine nu. Pia zboară înapoi la prietenele ei și jocul continuă. Dar mica fetiță Păpădie nu se mai poate concentra la joc. Se tot gândește la domnul Teo. Oare de ce n-a vrut să se joace și el cu mingea? O clipă de neatenție este de ajuns ca mingea să treacă șuierând pe lângă urechile de puf ale Piei. Speriată, ea se clatină, se dă peste cap în aer și aterizează cu o bufnitură pe un scaiete. Au! Face Pia când Lucia îi scoate primul țep de la spate. Ce țep nesuferiți! Mai sunt mulți? În loc să-i răspundă, Bela, Sorina și Lucia o privesc pe prietena lor compătimitor. Au mai rămas câțiva. Pot să vă ajut! Sunt foarte priceput la scos țepii! Se aude o voce. Este Miriapodul care se târăște încet spre ele. Domnul Teo se opintește și scoate toți țepii dintr-o singură mișcare. Are destule mâini ca să-i apuce pe toți odată. Ușurată, Pia se freacă la spate. Cu ochii la numeroasele lui picioare, domnul Teo continuă. Din nefericire și eu calc adesea pe țepi, ace sau pietre ascuțite. De aceea bunica gâză Hermina mi-a făcut niște botoșei grozavi din frunze de zmeură, ca să nu mă rănesc atunci când merg. De-abia acum Pia vede botoșeii pe care îi poartă în picioare. Dar câți vă lipsesc? Domnul Teo oftează trist. În ultimul timp mi-au dispărut tot mai mulți botoșei, le explică el. Pia e uimită și celelalte gâze îl privesc nedumerite pe Miriapod. Domnul Teo le povestește Piei și prietenelor ei că seara înainte de culcare își scoate botoșeii și îi aliniază în fața hamacului său. Dar dimineața când se trezește și îi numără, de fiecare dată lipsește câte unul. Buburuza Lucia se scarpină în cap. Cineva îți fură botoșeii în timp ce dormi. Miriapodul încuvințează lăsându-și antenuțele în jos. Dar cine face asta? Exclamă furnicuța Sorina speriată. Da, e o mare ticăloșie, spune Pia.
Trebuie să facem ceva în privința asta. Domnul Teo o privește surprins pe fetița păpădie. Tu m-ai ajutat pe mine, iar acum noi o să te ajutăm pe tine, spune ea pe un ton hotărât. O să găsim hoțul botoșeilor, pe cuvânt de onoare de păpădie. Prietenele încep să mișune. Mai întâi ele vor să caute indicii și urme pe pajiștea înflorită. Urme lăsate de botoșei, resturi de frunze de zmeură, ori șireturi pierdute. Ele răscolesc fiecare pietricică, floare ori fir de iarbă. Se uită pe sub frunzele căzute și caută chiar și în cea mai mică găurică din pământ. În același timp, iau la întrebări fiecare locuitor al pajiștii care le iese în cale. Cu toate astea, nici furnicuțele din colonia Sorinei, nici familia de viespi cu micile lor progenituri n-au văzut nimic care să le dea de bănuit. Nici măcar morocănoasa urechelniță, ori Mimi, doamna Melk, n-au putut să le dea vreo informație. Botoșeii, la fel ca și cel care îi furase, păreau că fuseseră înghițiți de pământul pajiștii. Pia și prietenele ei se întorc la Miriapod. Fetița păpădie se așează obosită în hamac și se leagănă tristă înainte și înapoi. Domnul Teo și prietenele ei sunt de asemenea foarte dezamăgiți că n-au putut găsi nici măcar o urmă de frunze de zmeur. Tunete, fulgere și flori de măr! Se enervează Pia. Botoșeii trebuie să fie undeva, doar nu s-au evaporat. Și acum ce facem? Întreabă albinuța Bela. Pia se gândește concentrată. Deodată sare în sus. E gata-gata să se răstoarne din hamac. Mi-a venit o idee cum am putea să prindem hoțul. O să-l prindem chiar în timp ce fură. Bela și Lucia o privesc surprinse pe Pia, iar Miriapodul merge înainte și înapoi cam nesigur pe propriile picioare. Oare nu e periculos? Întreabă Sorina neliniștită. Nici cât ai urca pe un vrej de fasole, dacă urmăm planul meu. Pia le povestește prietenelor ei ce idee i-a venit. Vrea să se ascundă și să aștepte apariția hoțului. Bela, Lucia și Sorina sunt de acord. Prietenele pleacă în căutarea unui loc potrivit ca să se ascundă. Găsesc ceea ce caută într-un smoc de iarbă. De acolo văd foarte bine hamacul domnului Teo și în același timp sunt protejate de alte priviri. Și dacă adormim? Întreabă Bela. Pia se gândește puțin. Apoi zboară până la botoșei care stau deja aliniați sub hamac. Leagă șireturile unul de celălalt, obținând un lanț lung de botoșei. Durează ceva timp, fiindcă sunt multe perechi. La capătul lanțului, ea leagă un mic clopoțel. Dacă hoțul ia un botoșel, clopoțelul va suna și o să ne trezim, explică ea. Entuziasmați și nerăbdători, ei se întind pe jos așteptând. Domnul Teo se retrage în hamacul lui. Se lasă seara. Soarele și-a luat rămas bun de la zi și i-a făcut loc lunii care de sus din cer luminează pajiștea. Florile de câmp și-au închis petalele și dorm, iar micii și marii locuitori care mișună pe pajiște s-au retras la casele lor. În jurul Piei s-a făcut liniște. Miriapodul sfore încet în hamacul lui, iar prietenele ei au ațipit. Doar mica fetiță păpădie încearcă să stea trează, deși își simte ploapele grele ca niște pietricele. Ca să nu adoarmă, Pia încearcă să numere în gând bondari zumzăind în loc de oi. Încearcă să se gâdile ca să chicotească și se gândește ce strâmbături va mai face mâine ca să le amuze pe prietenele ei. Dar totul e în zadar. La un moment dat, ochii Piei se închid, așa că nu observă umbra care se apropie de ea. În lumina lunii, cineva se târăște încet spre hamacul domnului Teo. Hoțul ia liniștit primul botoșel și se retrage. Nu observă că botoșeii sunt legați între ei, așa că trage tot lanțul după el. Dar când se mișcă ultimul botoșel,
și retul se dezleagă, iar clopoțelul nu mai sună ca să dea alarmă. Însă când creatura necunoscută trece prin iarbă, pe lângă pia, de piciorul acesteia se agață un laț al unui șiret. Nodul se strânge, trăgând-o și pe pia. Ea doarme mai departe adânc, liniștită, în timp ce este trasă încetişor de lanțul de botoșei peste pajiște, tot mai departe de prietenele ei adormite. În următoarea dimineață, când primele raze de soare mângâie obrajii piei, mica fetiță păpădie deschide încet ochii, privește în jur adormită și speriată. Nu se mai află în ascunzătoare, iar prietenele ei nu se mai văd nicăieri. În schimb, descoperă altceva. Ceva mare, tare și bombat. Este casa lui Mimi, iar la intrare se află lanțul de botoșei care se prinsese de piciorul piei. Doamna Melk e hoața botoșeilor. Pia dezleagă nodul și se eliberează. Apoi își face curaj și bate în cochilia Melkului. Mimi scoate capul afară. Antenele îi se ridică, iar curând se înalță peste fetița păpădie. Da, ce este? Întreabă doamna Melk. Pia își trege vocea și arată spre botoșeii furați. Doamna Melk are un nod în gât. A fost prinsă! Între timp s-au trezit și Bella, Lucia și Sorina. Ele descoperă îngrozite că locul de lângă ele este gol. Pia a dispărut, iar domnul Teo face și el o descoperire sumbră. Mi-au dispărut toți botoșeii! Dar apoi Pia vine în zbor, trage după ea lanțul lung de botoșei. Pe unde ai fost, Pia? Întreabă Bella ușurată. Ai prins hoțul? Întreabă Sorina. Antenuța ei cea lungă tremură de nerăbdare. Pia zâmbește. De fapt, n-am prins eu hoțul, ci hoțul m-a prins pe mine. În urma sa vine Mimi, doamna Melk, târându-se încet spre ei. Plină de remușcări, doamna Melk îi înapoiază botoșeii domnului Teo. Pia le explică. Mimi a luat botoșeii fiindcă îi plac foarte mult frunzele de zmeură. Pur și simplu n-a putut rezista. Îmi pare foarte rău. Își cere iertare doamna Melk. A promis că nu se va mai întâmpla. O puteți ierta? Adaugă Pia. Domnul Teo ezită puțin, dar apoi face semn din cap că da. Mimi, doamna Melk, zâmbește ușurată. Lucia, Sorina și Bella sunt și ele bucuroase că totul s-a lămurit. Mai târziu, în acea zi, pe pajiște, prietenele se joacă din nou cu mingea. De data asta ia parte și miriapodul Teo. Bunica gâză, Hermina, i-a făcut alți botoșei. Au mai rămas câteva frunze de zmeură pe care Mimi le savurează la marginea terenului de joc. Fără teamă că s-ar putea răni la picioare, domnul Teo străbate rapid terenul accidentat, pasând mingea cu pricepere. Prietenele abia se pot ține după el. El țintește plasa subțire de păianjen, făcând-o să se clatine puternic. Miriapodul ridică câteva brațe și chiuie de bucurie. Lucia, Sorina și Bella izbucnesc în urale. Iar Pia? Ea este de-a dreptul încântată să-și vadă noul prieten atât de fericit.